Fiscul a publicat o nouă listă neagră a datornicilor români. În acest top se află în mod surprinzător și o personalitate importantă. Regele Mihai figurează cu peste 4 milioane de lei pe lista persoanelor fizice cu datorii la bugetul de stat. Peste 180.000 de debitori se află pe lista persoanelor fizice cu datorii către stat. Printre acestea se află și regele Mihai, care are obligații fiscale de peste 4 milioane de lei doar la bugetul de stat. Datoria regelui este mai mare chiar decât a lui Gigi Becali, care datorează peste 3 milioane de lei. De altfel, mai multe nume celebre se află pe lista rușinii. Este vorba despre Silviu Prigoană, Irinel Columbeanu, Cătălin Predoiu, Dacian Ponta, dar și Adrian Videanu. Conform datelor ANAF, românii au datorii totale la bugetul de stat de peste 3,4 miliarde de lei.